că a fix 8-8-1. Spuneam da. Că este vreo greșeală, neapărat tot unul trebuie să ne dea. Da, și de. Deci Z-ul la a treia, eu aș fi scos mai întâi minusul din cei doi termeni în hartor. Spuneam minus 1 totul la a treia, pe lângă 1 pe 2, chiar și pe 2 îl scot în factor comun. 2 la a treia face 8, da. Deci vine minus 1 pe 8. Așa, minus 1 la 3 pe... Da, minus 1 la 3 e minus. Deodată minus 1 pe 8. Minus 1 supra 8 ar fi, scoțești numitorul 2, da? Da? Pe lângă 1 plus, ne rămâne interior, 1 plus radical din, i radical din 3, doar atât. Pentru că lucru cu 1 pe 2, cu nu știu ce pe acolo, da. Ne-am încurcat. Și la noi zice, și este rău. Minus 1 pe 8, pe lângă. Prima parte la pătrat cu la cub 1, plus de 3 ori prima parte la pătrat înmulțit cu a doua, vine 3 i radical din 3, plus de 3 ori prima parte înmulțit cu a doua la pătrat, deci 3, i pătrat va face minus 1, deci vine minus 3, ori 3 vine minus 9. Aici vine minus 9, da? Și de 3 ori, și partea a doua la cub. I la a treia face minus i și radical din 3 la a treia, 3 radical din 3. Iată, ăștia doi se reduc și 1 minus 8, 9 face minus 8 și cu minus 1 pe 8, ori 8, egal cu 1. Da, așa trebuia da. Făcut calculul mult mai rapid. Ce am făcut noi acum? Am lădăit acolo și am și greșit. Dacă am uitat să-l la pătrat, bază. Da. Probabil că s-a dat acolo ceva și iată, ăsta a fost motivul pentru care am ieșit. Zi-mi alte ghișițiu. Vlad? 1 plus i totul la 3-a. Poftim? 1 plus i la puterea 3-a. 1 plus i la 3-a. Minus. 1 minus i la 3-a. 1 minus i totul la a treia. Totul supra. Da. 1 plus i la a doua. 1 plus i totul la a doua. Minus 1 minus i la a doua. 1 minus i totul la a doua. E egal. Da? Da. Eu am să fac așa. Notez pe ăsta cu... cu T. Cu Z-ul, mai zic. Z1 și ăsta Z2. De-a fapt, e conjugatul. La urmă, o să vedem cu conjugatul, da? Z1 și Z2. La fel aici Z1 și respectiv Z2. Și egal cu. Mergem la începe. Egal cu. Z1 la a treia minus Z2 la a treia supra Z1 la a doua minus Z2 la a doua. Și egal cu. A la 3 minus B la 3. Care e formula lui A la 3 minus B la 3? A plus B pe lângă A la 2 minus 2AB. Ia să ne amintim. Hai să-l luăm ușor. Cu cine este egal A la 2 minus B la 2? A minus B. A minus B să începem. A minus B pe lângă A plus B. Dacă nu sunteți convinși, dar avem decât să mulțim. A ori A la pătrat plus AB minus AB minus B pătrat. A la 3 minus B la 3 începe tot cu A minus B pe lângă. Acum neapărat trebuie să încep cu A pătrat. Ca să facă A ori A pătrat, să facă A la 3. Da. Deci obligatoriu încep cu A pătrat. Plus A o descrește la 1 și vine B o șelajută. A ori B. Plus A ori plus B la 2, pur și simplu. Ca A o dispărut și asta ar fi. Deci, atenție, este A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. La fel de. Ca să vă convingeți că e corect, mulțiți acasă. Da. Din A la a treia plus A la a doua B plus A B la a doua minus B A pătrat minus B A B pătrat și minus B la a treia. Să reduc aceia toți și rămâne A la a treia minus B la a treia. A la a patra minus B la a patra începe tot cu A minus B. Tot cu A minus B. A la a treia. Pe lângă A la a treia. Plus
A la a doua B. A la a doua B. Plus A, B la a doua. Da. Plus B la a treia. Deci A o descrește de câte puțin și vine B ușor ajută. Până A o dispare și B o... Că este corect, mulțumesc și vă convingeți. A la A 5-a minus B la 5-a. Alex, vă spune tu. Egal cu? Egal cu A minus B. Pe lângă. Pe lângă. A la 4-a. Da. Plus A la... A 3-a. A la 3-a B. Da. Plus... Plus A, B la 3-a. A la 2-a, B la 2-a. Câte puțin, câte un pas, da? Da. Deci 4, 3, 2 și B-ul 1, 2, A. Da? Plus, plus A, B la 3-a. Da? Plus B la 4-a. B la 4-a. Mai tot Alex, ca să mă conec că e reținut, a la 6-a minus B la 6-a, egal cu? B la 6-a, egal cu A minus B. Da. B la B, A la 5-a. Da. Plus A la a 4-a B. Plus A la 3-a. B la 3-a. A la 3-a. B la 2-a. B la 2-a. B la 2-a, ca să facă suma 5. B la 2-a. Da? Da. Plus. Plus. A. A la 2-a. A la 2-a. B la 3-a. B la 3-a. Plus. A B la a 4-a. Da. Plus B la 5-a. B la 5-a. Deci așa arată. Acum, Z1 la a 3 minus Z2 la a 3, cât va fi, Alex? După formula, la a 3 minus B la a 3. Z1 minus Z2. Z1 minus Z2. Pe lângă. Da. Z1 la, la a 2. Z1 la pătrat. Plus Z1 la pătrat. Nu mai sunt la pătrat, dispare, ușor descrește. Da, da, da. Z1 ori Z2, vine asta. Plus Z2 la pătrat. Plus Z2 la pătrat. Supra. Supra. Z1... Z1 minus Z2. Z1 plus Z2. Pentru că Z1 plus Z2. Și acum termenezi. Ăsta, paranteza asta se simplifică. Și egal cu? Egal cu. Z1 la pătrat. Z1 la pătrat plus Z2 plus Z1 ori Z2 plus Z2 la pătrat supra Z1 plus Z2. Supra Z1 plus Z2. Obtenea factor comun pe Z1 plus factor comun. Nu are de cine, dar factor comun. În ăștia, vezi, în ăștia primii doi este Z1, în ăștia la Z2. Sau locuim cu A plus BI? Acum ne putem întoarce cine este Z1 și Z2. Da. Și facem calculul efectiv. Hai să vedem. Deci vom avea 1 plus I tot la a doua plus, plus 1 plus I 1 plus I pe lângă 1 minus I pe minus, în momentul înainte paranteze, nu schimbă senele. De sus, acolo. Dar n-am făcut... Ce am făcut? Nu mai stai acolo, la prima. Aici? Da, minusul pe ăla. Păi am, s-a întâmplat aici, descompunerea, formula... Da. Nu, nu mă uit aici. Da. Mă uit la Z1 minus Z2. Da. Și care este rezultatul? Aici este rezultatul. Da. Și acum înlocuiesc pe Z1 cu 1 plus I și Z2 cu 1 minus I, nu? Da. Și plus Z2, care este 1 minus I, la pătrat. Totul supra. Z1 plus Z2, adică cine este? 1 plus I, adunat cu 1 minus I. Și egal. I cu minus I sau le duc jos, am 2 numitorul. Și sus, se ridică la pătrat. Adică cât va veni? 1 minus 2I. 1 plus 2I. 1, adică 2I rămâne. 2I minus I, minus 1. Minus 1. De acord. Plus 1 plus i pe lângă 1 minus i face 1 minus i pătrat. I pătrat e minus 1 și face plus 1, deci plus 2. De acord? Da. Plus... Să adică la pătrat plus 1 minus 2i plus 1. Plus 1.
că este minus la pătrat face plus, i pătrat e minus 1, da? I pătrat e minus 1, deci minus 1. Păi, minus 1. Și vine acum 1 cu minus 1, 1 cu minus 1 și face 2i cu 2i. 2 pe 2 și face cât? 1. Calcul algebric. 2 pe 2 și nu da 1. Hai să facem și trigonometric. 1 plus i, să reprezentăm geometric, din forma algebrică și în forma trigonometrică, ne interesează. Deci am pe z1 egal cu cât? 1 plus i. Modul din z egal cu radical din a la a doua, adică 1 la a doua, plus coeficientul i, 1 la a doua, și face radical din 2, da? Deci egal cu radical din 2 pe lângă cosinus d. Mă interesează acum unghiul. Pentru asta fac reprezentarea geometrică în plan. Partea reală e 1, partea imaginară e 1. E unghiul la 45 de grade, că se vede că e pătrat acolo. Da. Și unghiul 45, deci vine cos de pi pe 4 plus i sinus de pi supra 4. Iar z2 care este 1 minus i. Modul de z2 tot 1, tot radical din 2 este. Radical din 2 pe lângă. Hai să vedem imaginea geometrică. Deci x-ul este același și y-ul este negativ. Deci este un unghi în sensul invers. Deci e minus pi pe 4. Deci dacă luăm așa, e 7 pi pe 4, în sens pozitiv. Iar dacă l-am luat cu minus, este unghi negativ. Și cum e mai corect? Și într-un mod și în altul, la același lucru ajung. Ah, da. Important este să reprezint corect. Da? Deci pi pe 4 sau 7 pi pe 4, că în total sunt 8 de ăștia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. Și 7 sunt pe partea asta de altă, 45, în sens pozitiv. Iar în sens negativ, un singur. Da? Da. Și acum o să luăm cu minus. Și vine cosinus de minus pi pe 4 plus i sinus de minus pi pe 4. Și ar fi egal mai departe cu radical din 2. Cosinus nu ține cont de semn, că este funcție pară. Deci vine cos de pi pe 4. Sinus ține cont de semn. Minus i sinus de pi pe 4. Și cum știți, asta este, dacă număr complex, ăsta e conjugatul acestuia. Dacă e la partea imaginară cu minus, e conjugatul. Deci noi puteam ști deodată că vom ajunge la situația asta. Pentru că am spus la început, 1 plus i și 1 minus i sunt numere complexe conjugate. Dacă ar fi fost forma algebrică, ar fi punctul m de coordonate 1, 1. Și din coace ar fi fost 1 și minus 1. Da? Și să văd că sunt simetrice față de axa x-ilor. Punctele acestea. Și acum să mă duc la început, odată ce le-am scrise, și să calculăm. Folosind formulele trigonometrice, la ce ajungem? Da? Dacă ajungem la același lucru, asta ar fi întrebat. Am văzut că trebuie să ajung obligatoriu la același lucru, dacă lucrăm corect. Deci, vom spune egal mai departe cu cine? Acolo, cu 1 plus i, care înseamnă radical din 2. Deci radical din 2, pe lângă cosinus de pi pe 4 plus i sinus de pi pe 4 la puterea totul la a treia, minus, mai departe, 1 minus i, cât am zis, radical din 2, pe lângă cosinus de pi pe 4 minus i sinus de pi supra 4.
ca să fie mai clar pentru toată lumea, bate minusul ăsta în interior, știți că poți să-ți funcție pară și pe plusul de aici îl bag din minus aici, da? Ca să fie pentru toată lumea par, așa înseamnă unghie negativ, da? Da. Minus pe par. Și atunci apar din facerea anumitor radicale de termen și poți să-ți depui pe 4 plus i sinus de pi supra 4, totul la a doua, de acord, da? Aici era la a treia, așa, minus radical din 2 pe lângă cosinus de minus pi pe 4 plus i sinus de minus pi supra 4. Da? A doua. Și îi dau mai departe. Fiecare la cum se zic, un număr complex sau putere, mai devreme modulul la puterea aceea, deci vine radical din 2 totul la aceea, pe lângă cosinus de 3 cu pi pe 4, cos de 3 pi pe 4, plus i sinus de același lucru, i sinus de 3 pi supra 4, așa, dacă au deja. Și minus radical din 2 la 3 din nou, pe lângă cosinus de 3 pi pe 4. Minus 3 pi pe 4. Da? Plus i sinus de același lucru. Minus 3 pi pe 4. Supra. Radical din 2 la pătrat. Radical din 2 la pătrat, pe lângă cosinus de pi pe 2. Pi pe 2. Plus i sinus de pi supra 2. Minus radical din 2 la a doua, pe lângă cosinus de minus pi pe 2. Așa? Minus pi pe 2 plus i sinus de minus pi pe 2. Și egal de desubt, să zicem egal cu radical din 2 la a 3-a, 2 radical din 2 ies în fapt. 2 radical din 2 din cele două, din cei doi termeni. Și aici și acolo, da? Da. Pe lângă din primul meu las cosinus de 3 pi pe 4 plus i sinus de 3 pi pe 4 minus, minusul din față schimbă semnul, minus cosinus de minus 3 pi pe 4, da? Minus 3 pi pe 4, ce este acolo? Minus i sinus de minus 3 pi supra 4. Și jos vine 2 radical din 2, 2 radical din 2, pe lângă cosinus de pi pe 2, așa este? Da. Cos de pi pe, nu 2 radical din 2. Cos radical e 2, simplu. Simplu 2, așa. Cos de pi pe 2 plus i sinus de pi pe 2 și minus cosinus de minus pi pe 2 minus 2. I sinus de 2 l-am pus tocmai în față. Ah, da, l-am scos ca factor. Da, factor comun. I sinus de minus pi pe 2. Egal cu. Acum, cos de minus 3 pi pe 4 e ca și cos de 3 pi pe 4 e funcție pară. Nu? Asta și cu ăsta s-au redus. Iar minus i sinus de minus 3 pi pe 4, minusul este în față și cu minusul de aici face plus. Plus 2i sinus de aici. Plus 2i, i sinus de aici cu 2i, deci face 2 radical din 2, ori 2, i sinus de, cât am zis, 3 pi pe 4. Supra, jos,
cos de pi pe 2 minus cos de pi pe 2 se reduc, e funcție pare, și minusul este în față. 4i sin de pi pe 2. Sau 4i sin de pi pe 2. Cât este sinus de 3 pi pe 4? 3 pi pe 4 înseamnă 3. De 3 ori câte 45? Înseamnă 100 cât? La 90 adunăm 45, 135, da. Deci ar veni 2 ori 2 vine 4 radical din 2 i sinus de cât am spus, de 135 grade supra 4i sinus la 90 de grade. Sunt la cine acasă la 90 de grade? La sinus, de axa y-lor. Sinusul e 1. Deci vreau să înțelegeți un pic, dar să nu mai fii mecanic. Vlad a zis mecanic acum. Poate nimerești. Da? Deci, asta e axa cosinusului. A cosinusului. Deci se reprezintă cosinusul. Asta sinusul. Și când sunt aici, când la 0 grade sunt aici, adică n-am deschizătură, punctul M este aici, sunt chiar la cosinus acasă. Și atunci e maximul, cea mai mare valoare 1, cos de 0 e 1, și sinusul e 0 în timpul ăsta. Dacă frag proiecția pe axa asta, nu pic nici mai sus, nici mai sus, chiar în 0, în origine. Când sunt la sinus acasă, înseamnă că cea mai mare valoare atât, pozitivă e 1, sin de 90 grade e 1, iar cosinusul este 0 în timpul ăsta. Că dacă fac proiecția, nu pic așa, nici în stânga, nici în dreapă. Paia axa chiar în 0, da? În 0. Ei, sinus de 90 grade este 1. Și am ajuns, e egal mai departe, cu 4 cu 4 se simplifică. Îmi rămâne radical din 2, i cu i, iarăși se termină. Ori sinus de câte grade? De 135 grade. Radical 2 ori sinus de 135 grade. Și sinus de 135 de grade, hai să facem din nou cercul trigonometric. Ăsta ne salvează tot timpul. Deci cine știe să lucreze cu cercul trigonometric, n-am nicio emoție. Tu m-am uitat la lecția dumneavoastră, la lecția 28. Da? Da. Și la 28? Da, 28 și 29 aveați 12 filmulețe. Cu filmulețe în perioada aceea? Da, astea e matematicii cu trigonometric. Aha. Era pe spatele grajdului acolo. Da, da, da. Da? Da. Și era plic. Și era fric. Da. Ai simțit frigul? Da. Ai simțit frigul de la modul în care lucram acolo. Ce vreau să spun, dacă urmărești cu atenție de mai multe ori, erau 12 filmulețe legate, pentru că nu îmi dădea YouTube-ul voi la vremea aceea mai mult de 15 minute. Așa, și atunci l-am legat bucățică, bucățică și așa. Până când acum am dă voie să pun oricât de mult. Ei, 135 de grade, înseamnă că am depășit pe 90, aici este 135 de grade, da? Da. Punctul M a plecat din poziția A și a măturat până aici, 135 de grade. În clipa asta, dacă duc sinusul, ăsta este. Dar și cosinusul este aceeași valoare. Și când sinusul e egal cu cosinusul? Cosinusul este negativ. Uitați că vine partea stângă la 130 grade. De care radical din 2 pe 2? Exact. Radical din 2 pe 2, sinus egal cu cosinus, dar el, cosinus e negativ aici, da? Minus radical din 2 pe 2. Da. Da? Deci sinus de 135 de grade este egal cu radical din 2 pe 2. Așa este. Iar cosinus de 135 de grade este minus radical din 2 pe 2. Mă bucur, Alex, că te-ai dus și ai început să urmărești filmurile. Da. Cei care vor înțelege perioada asta de vacanță, tu și toți care urmăresc filmulețul de acum, recomandarea mea este să se apuce să măture lecțiile de pe blog,
cei care reușesc să intre chiar în posesia volumului, că am un volum cu trigonometrie, acolo au totul ordonat, așezat cum trebuie. De asemenea, recomand ca volumul funcției. Volumul funcției, păcat să nu intrați în posesia lui, pentru că este foarte, foarte important. Noțiunea de funcție este importantă și vă auziți, se dă funcția, fie funcția, nu știu ce, nu știu cum. Dar am și pe blog explicată noțiunea de funcții, funcții surgentine, injective, bijective. Acolo, când le luați de jos în sus, nu știu la ce lecții, așa cum o găsiți la lecția 28, vă puteți găsi și voi. Am la lecția 20, mi se pare că este algoritmul de extragere a rădăcinii în pătrat. Da. Și... da. Bun. Și acum să mă întorc aici. Vine radical din 2. Ori, sin de 135 de grade, care este cât? Radical dintre pe 2, nu? Da. O radical din 2, totul pe 2. Și cât face calculul ăsta? Radical din 2, radical din 2 face 2. 2 pe 2 și egal cu 1. Da? Valoarea... cât ne-au dat și pe calea asta, calculul făcut aici, în dreapta același răspuns 1. Parcă a fost mai ușor dincolo, da? Da. Dar aveți dreptate, însă dacă s-ar fi ridicat la o putere mai mare, am fi avut foarte mult de lucru pe calculul algebric. Da. Aici am fost inspirat, am zis Z1, Z2, și am ridicat formulele acelea din calcul prescurtat și n-am dus. Da. Să vedem un alt exercițiu. Da. Atenție, sunt când suple, când trec 50 de minute, sunt anunțați. Zi, te rog. Să-l vedem așa, să pot pe o discuție. Supra radical din 2. Așa. Plus 1 plus i supra radical din 2 totul la a doua. Totul la a doua. Plus funcție plus 1 plus i la putere supra radical din 2 la puterea 2n minus 1. La puterea 2n minus 1, da? Condiția n aparține numerele naturale fără de. Da. Deci calculăm suma asta, da? Da. Vreo idee ai? Nu cam o idee. Să mulțim cu... Că era... Să mai mulțim cu... Hai să notăm cu un Z numărul ăsta complex. Să vedem ce probleme. Da. Vă vedem. Deci notăm fie Z egal cu 1 plus i supra 2. Supra radical din 2, da? Da. Și acum rescăm. Și acum ar fi suma asta, yes. Yes, asta ar fi 1, dar pot să spun Z la 0. Orice unul la puterea 0 face 1, deci Z la 0 plus Z. Plus Z la a doua. Plus și mai departe, cu Z la puterea 2n minus 1, zic, da? Da. 2n minus 1. Dacă era egal cu ceva, mă gândeam că făceam două sume de mulțim cu... Cred că am mai lucrat. Deci problema este să calculăm această sumă. Hai să zicem așa. Denotăm cu S suma Z la 0, plus Z la 1, plus Z la a doua, plus puncte, puncte, plus Z la 2n minus 1. Da, nu 1. O, alții, da, orice alt număr în afară de 1, că 1 la orice nu ne face 1. Da, deci chestia asta, să vedem cum o calculăm pe suma asta. Dacă
Scădeți voi de... Scădeți cele mai număr? Să-l scădem pe... Pe Z la 2 minus 1. Să trecem sau să trecem partea cealaltă sau nu știu. A, sau să scriem o altă sumă, cum ar veni... Să scriem invers și să le adunăm. Să le scriem invers, adică mă rog, să scriem, da? Dedesubt. Să scriem S2, cum ar veni. Încă o dată S-ul. Da. Asta să o scriu, dar să o scriu în ordine descrescândă coeficiențe. Și ar trebui să dea același număr peste tot, să vedem că scrie. Nu este chiar așa. Nu e chiar așa. Că nu-i suma numerelor naturale aceeași, schimbă suma primul plus ultimul, da? Da. Deci nu. Ei, în clasa a cincea se făcea chestia asta așa, ca un joc frumos. Și dacă am mulțit cu Z egalitatea asta, ce s-ar întâmpla? Deci și în stânga și în dreapta să mulțim cu un Z. Ar crește fiecare. Ar crește exponentul cu un, cu un 1, nu? Da. Deci ar veni Z la 1, cu un Z la 2, Z la 3, până la Z la 2. Ia să încercăm să mulțim așa. Să vedem de ce. Nu mă gândesc că să fac așa. Deci, Z, X, Z ori S, egal cu Z la 0, Z la 1, corect. Plus Z la 2, plus Z la 3, plus puncte, puncte, plus Z la 2, e. De acord? Da. Da. Și în fața lui Z la 2, în ce s-ar afla? Unul mai mic, o unitate. Da. Z la N. Z la? Nu, Z la... Z la 2, N minus 1. Așa. Da. 2N minus 1 ar fi aici. Și atunci... E aproape suma asta până aici. E aproape asta, dar cine, cine mai lipsește lui ăsta? Un 0 la 0. 0 la 0. Nu este. Dar putem pune. Atunci adunăm. Adunăm un 0 la 0 în ambimele. Și vine 0 la 0 plus Z ori S egal cu Z la 0 plus Z la 1 plus Z la 2 plus puncti puncti Z la 2 N minus 1, da. Și plus Z la 2 M. Și acum, nu și acum asta toată cât este? S. Și atunci avem Z la 0, care înseamnă 1, plus Z ori S, egal cu S, plus Z la 2 M. Plus Z la puterea 2 M. De unde rezultă, scădem un S în ambii membrii, aduc pe S-ul ăsta duc în stânga și pe unul duc în dreapta și vine Z ori S minus S egal cu Z la 2 Z la 2 minus 1. Și atunci S pe lângă, poți să dau pe S factura? Z minus 1. S pe lângă Z minus 1. Am putea să schimb de 1 ca Z la 0 să dăm... Nu. Nu, nu merge. Nu-i Z la 1 ca să spui pe Z în factura. Deci, putem, lăsăm așa, Z la 2 minus 1. Da. Da? Și atunci S de aici, S, va fi egal cu Z la 2 Z la puterea 2 minus 1, minus Z la 2 și minus 1 jos, da? Da. Minus 1, totul supra Z minus 1. Deci, suma asta, în final, am găsit că are ca răspuns Z la puterea 2N minus 1, totul supra Z minus 1. Asta ar fi rezultatul. Și acum înlocuim pe Z. Z-ul cine a fost la noi? Z a fost notat. Z a fost notat. 1 plus I. Totul pe radical din 2, care s-ar scrie... radical din 1 pe radical din 2 se distribuie unitor. 1 supra radical din 2 plus I supra ori 1 pe radical din 2. Dacă raționalizez, ar fi radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2 plus I ori radical din 2 pe 2.
Da? Radical din 2 pe 2 plus I radical din 2 pe 2. Dar ăsta îți duce rapid spre un număr complex. Că sub formă trigonometrică. Modulul cât este? Adică radical din ăsta la pătrat plus ăsta la pătrat. 2 pe 4, adică 1 pe 2 plus 1 pe 2, 1. Da. Deci vine 1 pe lângă. Eu mă duc spre scrierea sub formă trigonometrică, că îmi place foarte tare, că cum se ridic la puterea 2 el. Nu o să ridic binomul acela să mă amețesc acolo, deci mă duc sub formă trigonometrică. Iată cât de important este nu, să știu numele complex sub formă trigonometrică. Deci unul pe lângă cosinus de pi pe 4, pe 45. Da. Un cos de 45 plus pi sinus de 45. Pi pe 4. N-am mai fost nevoie să fac imaginea în plan, că mi-am dat seama deodată că e vorba de unghiul de 45 de grade. Și acum, mă duc acolo și spun suma S este egală cu Z la 2N, adică 1 la 2N 1 pe lângă cosinus de 2N ori pi pe 4 plus I sinus de 2N ori pi pe 4 minus 1. Da. Nici nu mai trebuie paranteza asta, că totul e rezolvat acum. Și jos este cos de pi pe 4 plus i sinus de pi supra 4 minus 1. Și egal cu. Se simplifică 2 cu 4. Face cât acolo? Vine cosinus de n pi supra 2 plus i sinus de n pi supra 2 minus 1, să nu uităm, supra cosinus de pi pe 4 plus i sinus de pi supra 4 minus 1, corect. E, și acum povestea este să vedem dacă visăm, dacă am avea și aici un număr complex sub formă trigonometrică și jos la fel, cum se împart două numere complexe sub formă trigonometrică? Se împart modulii și să scad argumentele, nu? Da. Dar aici nu e sub formă trigonometrică, că e minus 1 ăsta și în partea asta și în partea asta. Deci, îl aranjăm. Ducem pe minus 1 față, la fel și ca să fie partea reală și partea imaginară. Da? Deci egal mai departe cu, spunem, egal cu am să scos un minus de sus și de jos. Și atunci să fie 1 minus cosinus, o să urmăiți dacă nu, să nu greșești, n pi supra 2, deci cos de n pi pe 2, minus i sinus de n pi supra 2, și totul supra, 1 minus cosinus de pi pe 4, plus i sinus, minus i sinus. Am scos minusul și de jos, da? Da. Minus i sinus de pi supra 4. Mă încurcă 1 minus 1 ăsta mă încurcă, dar l-am aranjat. Asta e partea reală și asta e partea imaginară. La fel aici. Însă el nu e formă trigonometrică, că are și 1 minus. 1 minus cos de ceva. Cosinus 1 minus cos pătrat ar fi sin pătrat. Da, mai da, da. Și este, este una acolo, dar nu mi-am amintesc așa. Nu știu, nu ne-am amintit, hai să ne discutăm. Caut pe un caiet așa, da? Dar că eu prin unde scap?
Tu găsesc pe aici. Auzi, dar eu unde se caut? V-am avut de pe. Da? Voi aveți unii pe căițel, dar eu unde? Hai să vedem, trebuie să ne descurcăm, să descoperim. Unul mi-a scos de ceva. Am să plec de la cos de asta. 2x. Așa, de acolo să plec. Da, da. Deci, zicem, cosinus de x egal cu cosinus de 2 ori x pe 2. Cosinusul dublului lui. Da. E bine, că 2 s-a spus. Da. Și mai înainte cos de x. Și cos de 2 alfa, cu cine este egal? E cos-cos, adică cos-cos fiind același unghi, e cos pătrat de x pe 2, egal cu cos, pentru că de 2 ori x pe 2 poți să scriu x pe 2 plus x pe 2. Da. Și la cosinusul sumei, cât este? Cos de alfa, cos de beta, minus din alfa, sin beta. Fiindcă sunt egale, cos pătrat de cos pătrat de x pe 2, minus sinus pătrat de x pe 2. Deci cos pătrat de x pe 2 minus sin pătrat de x pe 2. Și pe cos pătrat, să zic ca 1 minus sin pătrat din formula fundamentală. Da. Și egal mai departe cu 1 minus cos minus sin 1 minus sin pătrat de x pe 2 sinus pătrat de x pe 2 minus sinus pătrat de x minus sin pătrat de x pe 2. Divide 1 minus 2 sin. Egal 1 minus 2 sinus pătrat de x pe 2. Și acum, pe 2 sin pătrat să duc în stânga, acum am plecat la cos de x, da? Și am ajuns la asta. Duc minus 2 sin pătrat în partea asta și pe cos în partea cealaltă. Și atunci, de aici rezultă că 2 sin pătrat de x pe 2 este egal cu 1 minus cos minus de x. Deci 1 minus cos de ceva, citim egalitatea inversă, 1 minus cos de un unghi face 2 sin pătrat de jumătatea unghiului de aici. Da. Nu tot x este. Deci 1 minus cos de ceva face 2 sin pătrat de jumătatea lui x. Adică x pe 2. Da. În cazul nostru, 1 minus cosinus de unghiul ăsta, 1 minus cos de unghiul ăsta, cât va fi? 1 minus... Deci 1 minus cos de ceva, cum avem noi? Va fi cu 2 sinus pătrat de... 2 sin pătrat de jumătate ăsta. Va fi pe 4. N pi pe 4. Da? N pi pe 4. Deci vom spune egal mai departe cu 2 sinus pătrat de N pi supra 4. Deci 2 sin pătrat de N pi pe 4 minus dar am stricat unghiul. Aici este N pi pe 2. Și acum eu mă duc pe N pi pe 4. Trebuie să umplu și la unghiul ăsta. Sin de ceva, sin de unghiul, sin de x, poate fi văzut de noi ca fiind sinus de, de 2 ori x pe 2. Da. Și sin de dublu, cu cine este egal? Sin de... De 2 alfa. Sin de x cos de x. Plus sin de x cos de x, sin de alfa cos de alfa, plus cos de alfa sin de alfa. Deci 2 sin alfa cos alfa. Deci va veni 2 sinus de x pe 2 cos de x pe 2. Da. E dublul lui x pe 2. Da. De 2 ori x pe 2 face 2 sin cos. Da. 2 sin cos de jumătatea asta. Deci va veni el las 2 sinus de jumătatea lui n pi pe 2 va fi n pi pe 4. Cosinus de n pi supra 4 totul supra jos. Jos am din nou. 1 minus cos de ceva. Sin pătrat. Păi 1 minus cos de pătrat, 1 minus cos de ceva, faci 2 sin pătrat de jumătate. 2 sin pătrat de 4 pe, pi pe 8. Da. Deci vine 2 sinus pătrat de pi supra 8. Minus, îi aplic aceeași rețetă. Da. Minus 2 sinus. 2 sinus de, de pi supra 8, 8. Cosinus de pi supra 8. Și egal mai departe cu. Ce urmăiți? Urmăiți în aceștia doi termeni. Ce urmăiți? Ce observați? Este sin de n pi pe 4 și într-o parte și în alta? Deci puteți de factor comun? Păi sigur că da. Și 2-ul. Da, și 2-ul.
chiar 2 sin de n pi pe 4. Și egal cu 2 sinus de n pi supra 4 pe lângă. Ce ori abați din primul? 1. Încă o dată scriem sinus pătrat. Păi, l-am scos un sinus. Da, trebuie să scriu. Mă rămas un sinus. Rămas un sinus, da? Deci vine sinus de n pi supra 4 plus, nu plus, minus este, minus i cosinus de n pi supra 4 pentru că pe sinus l-am scos. Da. 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 Jos este cine? 2 sinus de cât? Sinus de pi supra 8, 2 sin de pi pe 8, pe lângă, un sinus de pi supra 8, minus i cosinus de pi supra 8. Și egal mai departe. Ce observam? 2 cu 2 simplifică și apare sinus de cât n pi supra 4, supra sinus de pi pe 8, înmulțit cu linii de fracții, sinus de n pi supra 4, s-o umplut 50 de minutare. Nu, mai sunt. Da? Minus i cosinus de n pi supra 4. Și jos, sinus de pi pe 8, sinus de pi supra 8, minus i cosinus de pi supra 8. Nu împărțesc pe paranteza. Deci, niște numere reale aici. Sin de n pi pe 4 supra sin de pi pe 8. Dar aici, dacă ăsta ar fi trigonometric, ar fi excelent. Știu, sunt par două numere complexe, vorbim trigonometric. Dar forma cum este numărul trigonometric? Cum este modulul? Modulul care este în față și formula este cosinus de alfa, alfa minus plus i sin de alfa. Plus i sin de alfa. Da. Ca formă trigonometrică. A, da, 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 e modulul pe lângă cos de alfa plus i sin. Deci i-ul e pe lângă sinus. Da. Și la noi i-ul pe lângă cine este? Cosinus. Aici e problemă complexă. Stresa universal. Da? Aici e povestea. Cum facem? Că și sus și jos e aceeași poveste. În loc i-ul să fie pe lângă sinus, el este pe lângă cosinus. Noi vrem i-ul pe lângă cine? Sinus. Pe lângă sinus. Păi mulțim cu i și sus și jos. Da. Dacă mulțim cu i și sus și jos, să nu băgăm unde trebuie, nu? Da. Hai să vedem. Deci va fi egal cum? Sinus de cât? N pi 4 supra sinus de pi supra 8 înmulțit cu i sinus i sinus de n pi pe 4 pe 4 plus plus deodată, și asta exact, i pătrat va fi i pătrat e minus 1 și cu minus 1 faci și face, deci plus cosinus de n pi pe 4 plus cosinus de n pi supra 4 faci cu același lucru. Neapărat trebuie să facem, că puțin și sus și jos. Da. Deci neapărat facem asta. I sinus de pi, sinus de pi supra 8 plus, plus cosinus de pi, cosinus de pi supra 8. Acum s-au rezolvat amândouă, sunt perfect aranjate, sunt numere complexe sub formă trigonometrică, cosinus plus i sinus, cosinus plus i sinus. Da? Da? Mai scriu invers? Văd că, no, cred că se sesează, nu? Da. E cosinus plus i sinus, cosinus plus i sinus. Formă. Și acum, e Z1 pe Z2. Cum se împar două numere complexe în formă trigonometrică? Se împar modulii, și da, sunt de așa, și argumentele se scad. Din unghiul ăstuia scăde unghiul ăstuia. Da. Deci va fi egal mai departe cu sinus de cât? N pi supra 4 supra n supra pi pe 8 sinus de pi pe 8 înmulțit cu cosinus de n pi pe 4 cosinus de n pi supra 4
minus pi pe 8, așa vine? Da. Pi supra 8 plus i sinus. E n pi pe 4 minus pi pe 8. E n pi supra 4 minus pi pe 8. Și iată că ne-am apropiat de suma S. Da? Suma S, asta care a fost propusă pentru calcul, suma S este egală cu cine? Cu sinus de m pi supra 4, totul supra sinus de pi supra 8. Pe lângă cosinus de cosinus de, iată aici 4 și 8, amplificăm cu un 2. Da, 2nπ minus π cos de 2nπ minus π supra 8 plus i sinus de același lucru. I sinus de același lucru. Decât 2nπ minus π supra 8. 2nπ minus π supra 8. Și egal mai departe, puteți să luați un π da. Și zicem egal cu sin de n pi pe 4 supra sin de pi pe 8. Deci egal cu sinus de n pi supra 4 totul supra sinus de pi supra 8. Pe lângă cosinus de pi cosinus de pi pe lângă 2n minus 1 pi pe lângă 2n minus 1 supra 8 plus i sinus de același lucru i sinus de pi pe lângă 2n minus 1 supra 8. Iată, acesta este răspunsul la la suma aceasta. Să vă știu de minute, da? O să comentăm imediat după ce trecem ora asta la 11.